Cum își va ține tânărul curată cărarea, îndreptându-se după cuvântul tău. Amin. Vă invit să vă reașezați. De nou spun un bun venit tuturor la această frumoasă întâlnire. Ne-o dorim benefică pentru fiecare tânăr, pentru fiecare adolescent, pentru fiecare familie, pentru fiecare slujitor, pentru fiecare biserică implicată în acest frumos eveniment. Crizele vieții. Vom începe prin a arăta care sunt câteva din crizele adolescenței. Sunt câteva motive pentru care ar trebui să fim interesați chiar dacă nu suntem adolescenți. În primul rând, printre noi sunt foarte mulți adolescenți și ei au nevoie de un mesaj. Poate și noi, la rândul nostru, am fost adolescenți și sunt multe lucruri care au rădăcini acolo. Și s-ar putea ca acele traume sau acele greșeli să le poți repara astăzi. Poate suntem părinți și avem copii adolescenți sau copii mici care într-o zi vor fi adolescenți și este extrem de important să știm cum gândesc ei, să știm cu ce se confruntă ei, este important să știm societatea în care trăim, cultura cu care sunt ei crescuți, să știm cum putem lucra mai bine pentru ei. Eu mă rog ca mesajele care vor fi în această zi să fie benefice pentru orice tânăr și pentru orice adolescent. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Crizele adolescenței, de ce sunt extrem de importante? Să le cunoaștem, să le știm. Pentru că adolescența este vârsta cea mai complexă cea mai complicată și cea mai critică a vieții. Adolescența este vârsta la care au loc cele mai profunde schimbări în viața omului. La nivelul trupului lui, la nivelul sufletului lui, al emoțiilor lui, au loc cele mai profunde schimbări. Se conturează în această perioadă tot mai clar personalitatea, caracterul. În această perioadă se iau cele mai importante decizii, decizii cu privire la viață, cu privire la familie, cu privire la, la muncă, la profesie, foarte multe decizii se iau în această perioadă extrem de importantă. Se fac, bineînțeles, cele mai multe greșeli. Biblia vorbește despre greșelile tinereții. La această vârstă se fac cele mai multe greșeli pentru că nu există experiență. Pentru că nu există cunoaștere de plină. La această vârstă se nasc cele mai multe conflicte. În general, adolescenții sunt rebeli, sunt conflictuali, intră în conflict cu uh, părinții, cu familia, cu colegii, cu școala. Uh, vor întotdeauna să se răzvrătească. Vor întotdeauna să fie dominați de spiritul de rebeliune, de vreau să fac cum, cum îmi place mie. De aceea se nasc cele mai multe conflicte. Cu toate acestea, între ei, coalizează foarte ușor și se leagă cele mai puternice prietenii. Prietenii care apoi poate rămân pe viață, cele mai profunde prietenii. În această perioadă, îndrăgostirea și atinge apogeul. Se spune că la îndrăgostire se întâmplă ceva în organismul uman. Sunt cel puțin trei substanțe, trei hormoni care în mod special lucrează în perioada aceasta organismul, eliberează acum cea mai mare cantitate de hormoni care produc din punct de vedere chimic îndrăgostirea, pentru că e un proces și chimic îndrăgostirea. Și este perioada la care tinerii, adolescenții sunt cei mai expuși deci este extrem de importantă pentru că apoi, în mod normal, îndrăgostirea trebuie să aibă un rezultat. Căsătoria, familia, viitorul. La această vârstă, viața se desfășoară sub impulsul emoțiilor și al sentimentelor. Mai puțin rațiunea, mai puțin logica, mai mult, predomină în mod special emoțiile, sentimentele. Șoapta ispitei devine mult mai intensă. Șoapta ispitei devine mult, mult mai intensă în această perioadă. Dorințele sunt tot mai necontrolate. E nevoie de multă înfrânare, dar exact acum înfrânarea este la nivelul minim. Viața în adolescență este o adevărată explozie de dorințe, de vise, de emoții și de aceea e nevoie de multă disciplină, de discernământ, de autocontrol, pentru direcționarea dinamismului. Adolescenții sunt dinamici, tinerii sunt dinamici, dar e ca o mașină puternică pe care dacă nu știi să o conduci, îți poate, te poate distruge. De aceea, adolescența înseamnă puterea la maxim. Energia pe care Dumnezeu ți-a dat-o în perioada aceasta ajunge la maxim, la maximul ei, maximul potențialului tău. Și este important în această perioadă dacă știi să domini, să controlezi toată această energie, toată această explozie de dinamism. Se definește tot mai clar în perioada aceasta, viitorul și chiar destinul. Dacă te uiți la un adolescent, deja înțelegi cam care va fi viitorul lui, care va fi inclinația lui, care va fi direcția pe care o va lua în viață. Pentru că în această perioadă se definește clar personalitatea, se modelează caracterul. Aici dacă ai luat-o pe o cale greșită. S-ar putea că niciodată nu te mai poți întoarce, vei rămâne totdeauna cu un stigmat. Și poate mirosul de porci să rămână mereu agățat de fiul risipitor. De aceea este extrem de importantă această perioadă. Perioada când avem cea mai mare nevoie de Dumnezeu și de biserică. Iubiți tineri, iubiți adolescenți, suntem aici. Și trebuie să înțelegem că cea mai mare nevoie pe care o aveți nu e nevoia de bani, nu e nevoia de casă, de mașină, de un loc de muncă. Cea mai mare nevoie a sufletului omului este nevoia de Dumnezeu. De aceea trebuie să-l căutăm pe Dumnezeu, de aceea trebuie să-l dorim pe Dumnezeu, trebuie să tânjim după Dumnezeu, pentru că în perioada aceasta. Chiar dacă nu înțelegi, chiar dacă poate nu ești de acord, în perioada aceasta ai cea mai mare nevoie de Dumnezeu, acum ai nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Și mai ales ai nevoie de Dumnezeu și de biserică. Pentru că biserica este anturajul, este climatul, este ambientul în care poți să crești, în care temperamentul tău Caracterul tău pot cumva să fie modelate, să fie cizelate înspre binele tău. Ai nevoie de Dumnezeu pentru că acum, în adolescență, se definește tot mai clar viitorul și chiar destinul tău. Ai nevoie de Dumnezeu pentru că există în tine o nevoie acută de discernământ și autocontrol pentru direcționarea dinamismului tău. Ai nevoie de Dumnezeu pentru că acum în adolescență viața este o adevărată explozie de dinamism, de energie, de visuri, de emoții și nu știi cum să le stăpânești și numai Dumnezeu te poate ajuta. Ai nevoie de Dumnezeu pentru că dorințele sunt tot mai necontrolate, totul scapă de sub controlul tău. Ai nevoie de Dumnezeu pentru că șoapta ispitei devine mult mai intensă acum, se aude parcă mult mai tare șoapta aceasta a ispitei, a păcatului care pândește la ușa și dorința lui se ține după tine. Ai nevoie de Dumnezeu, pentru că viața se desfășoară tot mai mult sub impulsul emoțiilor și al sentimentelor. Ai nevoie de Dumnezeu pentru că îndrăgostirea își atinge apogeul. Și dacă te îndrăgostești de persoana fericită, ai harul dacă te îndrăgostești de persoana potrivită, ai parte de fericire, de binecuvântare în viață. Dar dacă te-ai căsătorit cu persoana nepotrivită, ce-ai distrus viața, ce-ai închis viitorul, poți deveni un ratat. Pentru că una dintre cele mai mari decizii este decizia cu privire la căsătorie. Ori în adolescență, atât de ușor, dăm frâu sentimentelor. Atât de ușor fac tinele acest pas pe care mai târziu îl regretă. De aceea avem nevoie de Dumnezeu. De aceea acum, când îndrăgostirea și atinge apogeul, avem nevoie de Dumnezeu. De acum, când se leagă cele mai puternice prietenii, avem nevoie de Dumnezeu. Și avem nevoie de biserică, pentru că aici este cadrul în care ar trebui să se lege prieteniile noastre. Avem nevoie de Dumnezeu pentru că se nasc cele mai multe conflicte și ai nevoie de răbdare, ai nevoie de discernământ, ai nevoie de a avea pace, în primul rând cu Dumnezeu și cu cei din jurul tău. Ai nevoie de Dumnezeu pentru că acum se fac cele mai multe greșeli și ai nevoie de iertarea lui Dumnezeu, în primul rând, dar ai nevoie și de călăuzirea lui Dumnezeu pentru a nu mai comite acele greșeli, pentru a nu mai fi expus acelor greșeli. Ai nevoie de Dumnezeu pentru că se iau cele mai importante decizii. În adolescență se iau cele mai importante decizii. O câte decizii legate de viitorul tău, în perioada asta scurtă numită adolescență. Se conturează tot mai clar personalitatea și caracterul. Au loc cele mai profunde schimbări. În perioada asta. De aceea, vârsta aceasta este cea mai complexă, cea mai complicată, cea mai critică dintre toate perioadele vieții. Așadar, printre crizele adolescenței, o să enumăr câteva. Și una dintre ele, și poate cea mai importantă, este criza identității. Cine sunt? Este o întrebare existențială. Cine sunt eu cu adevărat? Cine sunt eu, cum mă percep oamenii, cum mă percep eu pe mine? Autostima. Cine sunt eu? La vârsta aceasta au loc schimbări radicale, schimbări biologice. Micul copil devine marele adult. Din punct de vedere biologic, adolescentul poate fi tată și mamă. Dar bineînțeles că nu poate, nu se poate căsători. Nu se poate încă întemeia o familie. Dintr-o dată, organismul se dezvoltă mai mult decât celelalte elemente, celelalte componente ale ființei umane. Au loc schimbări psihologice. Se îndrăgostește. Se îndrăgostește ușor. Plânge ușor. Se emoționează foarte repede. Este vârsta la care au loc cele mai multe sinucideri. Pentru că este cel mai fragil emoțional. Depresia este cea mai puternică la această vârstă. Lucruri pe care părinții le consideră banale, dar pentru ei sunt existențiale, sunt definitorii. Și de aceea acele schimbări psihologice pun o presiune pe adolescent. Schimbări sociale. Primește buletin, pașaport, în unele țări permis de conducere, mai repede. Copilul pe care trebuia să-l duc de mână la școală. Când ieșea de la școală, trebuia să-l iau dintr-o dată, poate călători singur, poate merge singur la școală, poate să meargă singur cu autobuzul, poate să plece din țară chiar singur, fără să fie însoțit. Minorul care trebuia însoțit ajunge dintr-o dată, adolescentul care poate circula singur, autonom. Dar au loc și schimbări spirituale. Nu mai este copilul căruia să-i povestești despre Mos Crăciun. Nu te mai crede. Nu te mai crede că vine cineva prin cosul de fum, că vine cineva cu renele. Cu renii. Cel de acum cercetează. El studiază. Are nevoie de argumente. Are nevoie de logică în tot ceea ce prezinți. Nu mai merge cu așa, spune Tata: Așa e din bătrâni, așa e pe la noi. Trebuie să aduci argumente. S-a schimbat dintr-o dată percepția lui despre Dumnezeu, percepția lui despre lume, percepția lui spirituală, percepția lui psihologică. Totul se schimbă. Pentru că este vârsta schimbărilor, schimbărilor majore. Este o vârstă când Autonomia spune cuvântul, vrea să fie autonom și este autonom. Când autostima se conturează foarte clar, el știe deja cine este și ce vrea să fie. Aparența, adică el vrea să apară, vrea să fie, vrea în ochii celorlalți să fie văzut bine, se aranjează mult mai mult. Nu mai este copilul pe care îl îmbraci cum vrei tu. Nu se mai încalță cu pantofii pe care i-ai cumpărat tu, nu mai merge, sunt la magazin, ce ai vrea să-ți cumpere tata, rochița asta îți place? Nu, nu, trebuie să o probeze ea, trebuie să probeze el tricoul, trebuie să decide el ce vrea, nu mai îmbracă părinții. Pentru că pentru el e important cum apare în ochii celorlalți, cum este văzut. Sensul de apartenență. Veți auzi tot mai mult, baby gang. Din păcate sunt tineri care se asociază și au tot felul de asocieri din astea ciudate cu tot felul de, de adolescenți care promovează violența, vulgaritatea, răutatea, indecența. De ce este important în perioada aceasta adolescenții să aibă un cadru să aibă un climat propice pentru a se dezvolta, pentru a crește. Sensul de apartenență, să știi că aparții unei comunități, unei biserici, este extrem, extrem de important. Abilități. Vrea tot mai mult să învețe, să cânte, să profesiile, să facă ceva. Pentru că toate competențele lui cresc la vârsta aceasta apar reperele cu funcții modelatoare. Până acum câțiva zeci de ani, reperele cu funcții modelatoare erau foarte puțini. Era tata, mama, era învățătorul, profesorul, preotul, dascălul, câțiva oameni prin sat, vreun bătrân. Dar acum în lumea virtuală, aceste repere sunt deja cu miile. Avem fotbaliști care pierd. Avem cântăreți care pierd. Avem actori care per, bloggeri, influenceri și tot ce vreți. Și toată lumea asta virtuală nu face altceva decât să promoveze repere cu funcții modelatoare. Tu spui, e doar un film, e doar un actor, dar el îți modelează caracterul, modul tău de a gândi, modul tău de a te purta, modul tău de a vorbi. Apar reperele. Și, tânăr, e important care sunt reperele tale. De aceea noi vrem să prezentăm repere din punct de vedere biblic, repere biblice, repere serioase, pentru că, da, mai sunt sportivi care sunt un bun reper, dar în număr pe degete sunt prea, prea puțini. Sunt prea puțini cei din lumea în care trăim, din lumea în care ne înconjoară repere care sunt demne de a fi urmat. În această perioadă a vieții, grupul de apartenență este extrem de important. Nu mai contează ce spune tata și mama, contează ce spune grupul, gașca, prietenii. Fetele ar trebui să înțelegeți asta că foarte mult contează ce spune cercul de prieteni al prietenului tău. Și la fel. Același lucru și cu băieții. Contează cel mai mult ce spun prietenii. Asta contează. Grupul tău de apartenență. Dacă ei te includ, dacă ei te primesc, dacă ei te admiră sau dacă ei te exclud. De aceea, bulismul, bullying, este ceva poate banal pentru unii, poate neinteresant, neimportant pentru alții, dar pentru ei este poate cea mai mare violență asupra lor, modul în care se poartă ceilalți, grupul, modul în care este ironizat, este traumatizat într-un fel sau altul. Este extrem de importantă în această perioadă a vieții dorința de originalitate. Orice tânăr, orice adolescent vrea să fie, vrea să iasă în evidență, vrea să fie original, dar el are repere, el vrea să fie ca un sportiv, un cântăreț, un actor, un ceva, dar vrea să fie și el în același timp, să fie original. Dorința de originalitate. Vrea să atragă atenția prin tot ce face. Și aici pot să spun părinților, pot să spun slujitorilor, pot să spun adulților, când un adolescent are o freză mai ciudată, el vrea să atragă atenția când își taie pantalonii, el prin asta transmite un mesaj, are ceva de spus. Când îți spune cercei în nas, în limbă, el vrea să atragă atenția. Există în el ceva care nu-l mulțumește din punct de vedere emoțional. Există lipsuri acolo. Și de multe ori, toate aceste excese nu sunt altceva decât strigătul inimii neascultate, strigătul inimii neînțelese. Și poate noi ne grăbim să judecăm fără să mergem la rădăcina și fără să ne întrebăm de ce. De ce? Această perioadă se pune mare accent pe cosmetizarea imaginii, imaginea de sine, să fie cât mai frumoasă. Photoshopul este cel mai bun prieten pentru unii. Cum apar imaginea de profil este extrem de importantă. Se pune mare accent, pentru că această criza identității este una dintre cele mai mari, mai puternice, mai profunde crize din viața unui om. Criza identității. Cine sunt? O a doua criză cu care se confruntă adolescenții este criza emoțională. Ce se întâmplă în sufletul lor, cu emoțiile lor, cu sentimentele lor? Sunt o adevărată explozie, spuneam. Excese de furie. Devin dintr-o dată foarte nervoși. Nu Nu-și mai pot controla nervii, au dorințe foarte mari, au așteptări foarte înalte de la viață, de la societate, de la școală, de la părinți, familie, biserică. Aceste așteptări, aceste visuri ale lor nu pot fi împlinite, nu pot fi realizate și atunci sunt frustrări, dezamăgiri, rebeliune, emoții negative, sentimentul de inadaptare. Nu mă adaptez în această lume, nu-mi place nimic, vreau să schimb totul. Asta se întâmplă în sufletul lui. Pentru că el s-a născut într-o lume a poveștilor, într-o într lume plină de povești. Cu Baba Natale, cu Făt Frumos, cu Ileana Sânziana, cu toate poveștile se termină bine, cu castele, cu, da, cu peripeții, aventuri, dar asta sunt doar așa. E viața e altceva. Și dintr-o dată, dezamăgirea, frustrarea, îl ia cu asalt. Lipsa de disciplină. Faptul că la această vârstă nu există o disciplină a rugăciunii apostolă, a citirii Scripturii, a participării la, la un grup, a implicării într-un departament. Nu există disciplină, ceva constant. Asta afectează profund viața adolescentului. Lipsa de experiență. Ei nu înțeleg că, dincolo de teorie, de multe ori, experiența este mult mai importantă. Și atunci, lipsa de experiență duce la eșec. Lipsa de responsabilitate duce la eșec. Lipsa de disciplină duce la eșec. Lipsa de discernământ duce la eșec. Și este extrem, extrem de important ca această criză emoțională să poată fi depășită, să poți ieși din aceste stări pe care nu le poți controla. O altă criză cu care se confruntă tinerii, adolescenții. O definesc eu ca fiind criza plăcerii. Distracțiile, dorințele, dependențele. Totul se învârte în jurul lui îmi place. De ce vrei? Îmi place. Totul trebuie să placă. Singurul criteriu pe baza căruia se iau decizii. Singurul criteriu pe baza căruia se fac alegeri în viață, este plăcerea. Pentru că îmi place. Mă căsătoresc pentru că îmi place. Fac școala asta pentru că îmi place. Mai că de multe ori, nu tot ceea ce place este și bun. Dorința lui Samson întotdeauna a fost ghidată de această deviză îmi place. Și știți sfârșitul lui. Știți ceea ce a ajuns Samson. O altă criză, aici, pe lângă această criză a plăcerii, o altă problemă pe care o aduce asta, e capcana asta în care este prins adolescentul. Diavolul pune niște capcane. Capcana este ceva ce tu nu observi, nu înțelegi, crezi că este bine, păcatul este ambalat frumos, îți place, fructul oprit era de dorit, era plăcut, era bun de mâncat, dar nu era suficient pentru că era greșit. Și iată care sunt pe scurt capcanele plăcerii. Prima dată există curiozitatea. Vreau să gust și eu. Vreau să simt și eu. Vreau să văd și eu cum este. E doar curiozitatea. nu e nimic, doar gust. Doar vezi cum este. Și dacă ai acceptat pasul acesta, următorul este experiența. Vrei asta să devină o experiență a vieții tale. Dintr-o dată, diavolul spune, asta este o necesitate. Tu ai nevoie de asta. Tu ai nevoie de drogul acesta. Pentru că ai nevoie de energie, pentru că ai nevoie de ceva. Toate ți le prezintă ca pe o necesitate. Și moartea ți o prezintă tot ca pe o necesitate. Și sinuciderea este privită tot ca pe o necesitate. Tu ai nevoie că nu mai poți, nu mai suporți, Și atunci. Și asta, absurd, este gândită tot ca pe o necesitate. De multe ori, aceste aparente necesități devin dependențe. Nu mai pot scăpa de ele. Și am vorbit cu ani în urmă despre această mare problematică a dependențelor. Și lanțul acesta care verigă după verigă leagă în mod special adolescenții. În mod special tinerii, pentru că sunt curioși, pentru că vor să experimenteze, pentru că cred că e o necesitate, ei cred că chiar au nevoie de lucrul acela, devin dependenți. Și apoi, ultimul pas al capcanei, când s-a închis capcana cu totul și nu mai poți ieși, este renunțarea. Că atunci când ești dependent, încerci, îți dai seama, e rău, e greșit, vreau să scap, vreau să ies. Și realizezi că nu poți. Și ultimul pas este acela când renunți. Păi. Nu mai pot. Îmi dau seama, aș vrea să scap de patima asta. Aș vrea să scap de dependența asta, nu mai pot. Și renunți. Renunți cu totul. Și se termină totul. Pentru că acela este ultimul pas. Momentul în care ai renunțat. Deci astăzi, dacă ești aici, vreau să spun aici, pe ultima treaptă de jos, nu renunța. Pentru că Hristos încă mai cheamă și Iisus mai primește. Slăviți să fie El! Distracția este privită, pentru că distracția este tema lui, favorită, este privită ca fiind curiozitate, vreau doar să știu, să descoper, să cunosc. Este privită ca necesitate, eu am nevoie de asta, că nu pot fără. Este privită ca o libertate, eu sunt liber, fac ce vreau și îmi exprim libertatea mea, opinia mea. Și este privită apoi și ca superioritate. Faptul că eu fac ce vreau, faptul că eu fac lucrurile rele, mă fac pe mine să mă văd mai bun. Și cei care, care se abțin de la asta, n-au multă minte. Nu, cam asta, cam așa vă privesc ceilalți, colegii voștri. Tu nu bei? Ba, înseamnă că tu... Tu nu te droghezi, tu nu faci asta, tu nu faci asta, ești privit ca unul care nu știe, unul care... căruia trebuie să-i plângi de milă. Dar nu e așa. Dumnezeu astăzi vrea să vă ridice din aceste capcane ale plăcerii. Dumnezeu vrea să elibereze astăzi și de o altă criză, și este una din crizele puternice cu care se confruntă adolescenții, și anume criza spiritualității. La nivelul Duhului se întâmplă ceva și sentimentul de rebeliune se manifestă, în primul rând, prin renegarea religiei părinților. Conflictul dintre generații. Conflictul în care adolescentul intră cu părinții lui, indiferent cine sunt părinții lui, la un moment dat copilul nu mai acceptă tutela părinților. Dintr-o dată el vrea să fie liber, autonom, el vrea să gândească el, el vrea să creadă el și de aceea de multe ori de cel mai multe ori se ajunge în primul rând la renegarea religiei părinților. Nu mai sunt de acord cu ce crede și cum crede tata și mama. Pentru că el vrea să fie original. El vrea să creeze o religie a lui proprie. Misticismul îi atrage tot mai mulți pe tineri. Toate teoriile conspirației sunt atât de, de ușor de asimilat de către tineri. Lor le place ceva ce nu se poate verifica, nu se poate controla. Ceva ce pot spune numai eu simt asta. Ecumenismul. Toți sunt buni la urma urmei. Și nu mai contează nimic. Fiecare e bun. Mă pot ruga cu oricine, mă pot uni cu oricine, pot cânta cu oricine, mă pot duce oriunde, pentru el este bine orice. Și apoi sincretismul, puțin de aici, puțin de acolo, puțin de acolo, și informez propria religie, propria mea gândire. Și la un moment dat, adolescentul mai are o identitate spirituală, reală, un profil religios, serios. Și e doar așa trunchiat, rupt, frânt. Și nici el nu știe dacă îl întreb de ce religie este, ce crede. Are tot felul de crezuri în mintea lui. Pentru că există acea, acea dorință de a renega pe alții de a intra în conflict cu toți ceilalți, mai ales cu biserica. Nimic nu-i place, la biserică nu-i mai place, nici o biserică nu-i mai place, nici niciun loc nu-i mai place, nici Biblia nu mai este bună, nici cântarea nu mai este frumoasă, nici rugăciunea nu este ceea ce trebuie, ceea ce are el nevoie. Și uite așa, criza asta spirituală se manifestă cel mai mult în perioada aceasta adolescenței. De aceea avem nevoie de Dumnezeu. Și vreau să mă apropii de încheiere, arătând câteva comportamente cu caracter de criză. Cum poți identifica un tânăr, un adolescent care trece printr-o criză, o criză specifică adolescenței? Comportamentul anxios. Când dintr-o dată este frică, teamă, totdeauna depresia pune accent pe el, își dă seama că nu se mai ridică la nivelul așteptării celorlalți, nu este ceea ce trebuie, anxietatea, depresia, atacul de panică, toate astea sunt specifice acestei vârste, care arată fragilitatea inimilor, fragilitatea sufletului lor. Comportamentul de opunere. Momentul în care el spune, nu vreau să fac ce spui tu. Nu vreau să ascult de ce spun părinții. Nu vreau să ascult ce spune biserica. Nu vreau să respect regulile de circulație nu vreau să respect regulile impuse de către autoritățile statului. Se intre totdeauna în acest sentiment în care trebuie să se opună oricărei decizii din afară. Dacă nu-mi place, dacă nu-mi convine, nu fac. Nu trebuie să-mi impună nimeni. Nu trebuie să-mi scrie nimeni agenda, pentru că eu sunt stăpân pe propria mea viață. Un alt comportament cu caracter de criză este comportamentul de retragere. Sindromul gândacului. Când adolescentul se retrage, se duce, nu-i mai place lumina, vrea cât mai la întuneric, vrea cât mai la liniște, vrea cât mai izolat, se retrage, se ascunde, nu mai răspunde la telefon, are sentimentul acela că este izolat și trebuie să fie izolat și e mai bine, nu mai are prieteni, toți l-au trădat, toți îl, îl dezamăgesc, toți îl rănesc. Și aceea este o criză a adolescenței, un comportament cu caracter de, de criză a adolescenței. Comportamentul de exces. Când toate trebuie să fie la maxim, volumul trebuie să fie la maxim, tot ce face vrea să fie exces. să-i plac extremele adolescentului. Excesul în toate. Nu doar puțin, cât de mult se poate. Și de multe ori, dacă ar fi exces în ceea ce este bine. Dar excesul se manifestă tot mai mult în lucrurile rele. Doresc ca seara aceasta Dumnezeu să cerceteze tinerii și adolescenții. Dar Dumnezeu să cerceteze și părinții, pentru că trebuie să înțeleagă să descifreze ce se întâmplă în sufletul copiilor lor, în sufletul adolescenților. Și vreau în încheiere să vorbesc, să prezint câteva cazuri, câteva modele biblice, adolescenți buni și adolescenți răi. Așa da? Așa nu. Primul dintre ei, Daniel, adolescentul ideal, este un adolescent, este luat de acasă, Probabil părinții sunt uciși, strămoșii. Era de neam boieresc, erau dintr-o familie importantă. Este dus în Babilon, se schimbă totul, se schimbă identitatea, numele, limba, cultura, meniul. Totul se schimbă, au loc schimbări radicale, profunde în viața lui. Să Daniel trece cu brio criza identității, Daniel rămâne Daniel. Trece prin criza emoțională, putea să plângă, putea să fie uh, în depresie, putea să spună de parte de țară, de mamă, de tată, de tot ce am eu, mi-am închis viața. Dar nu Daniel rămâne integru. Criza plăcerii nu l-afectează. I se impune să stea la masa împăratului, să bea vinul pe care îl bea împăratul, să mănânce meniul împăratului. Dar le spune mulțumesc. Din punct de vedere biblic, acestea sunt necurate și eu m-am hotărât să nu mă spurc, să nu mă întinez și trece cu brio criza aceasta a plăcerii. Despre criza spirituală, Daniel nu rămâne încântat de zeitățile din Babilon, de faptul că ei se credeau superior pentru că sunt mai tari, că sunt mai puternici, că sunt mai mulți, că sunt majoritatea Daniel rămâne credincios lui Dumnezeu. Pentru că Daniel s-a hotărât să nu se spurce. Și Daniel este unul din reperele care ar trebui să fie modelatoare pentru orice generație de adolescenți, inclusiv pentru generația noastră, celor care am emigrat, care trăim în alte culturi, care vorbim alte limbi, care avem noi identități. Daniel ar trebui să fie profilul moral, la care ar trebui să ne ridicăm totdeauna, fiecare dintre noi. Iosif, adolescentul visător, tata îi face o haină frumoasă, prin care îi se recunoștea identitatea de fiu prea iubit al tatălui, cel mai iubit fiu al tatălui. Dar pentru asta frații lui îl invidiază. El are o altă identitate, lui nu-i plac glumele proaste, bancurile. Nu-i plac poveștile astea, nu-i nu nu place vulgaritatea. Se duce la tată și îi spune, uite frații mei cum se comportă, uite frații mei cum vorbesc, cât de urât. Este urât, este aruncat în groapă, este declarat mort. Frații lui iau haina lui, o moaie în sânge, o trimite la tata. Tata face un sicriu, face un mormânt, dar mormântul este gol. Iosif nu e acolo, doar haina, doar numele a rămas și doar lacrimile pentru zeci de ani. Tata plânge pe copilul care e mort, dar Iosif nu e mort. Îi se schimbă identitatea. Ajunge sclav în casa lui Potifar. Acolo Iosif știe să-și păstreze identitatea, integritatea, echilibrul. Criza plăcerii parcă vine ca, ca, o explozie asupra lui. Nevasta lui Potifar pune ochii pe el, dar el spune să mă ferească Dumnezeu. Și rămâne credincios și pentru asta plătește și ajunge la închisoare, acuzat pe nedrept, socotit ca un infractor, ca un impostor. Dar și acolo, la închisoare, Iosif rămâne integru. Apar în închisoare doi miniștri a lui Faraon, fiecare cu visurile lui. Iosif e omul care încurajează, omul care ridică, omul prietenos care are o vorbă bună pentru toți. Și oamenii aceia primesc descoperirile lor din partea lui Dumnezeu, care se întâmplă. Îi fac promisiuni lui Iosif, cum fac politicienii. Și uită. Și mai trece timp. Și mai curge apă pe Nil. Până când într-o zi faraon să viseze un vis important. Iar politicianul cu promisiunile sale să-și aducă aminte de greșeala lui. Să spună, am lăsat acolo un prieten. Am uitat de cineva care m-a încurajat când eram gata să mă sinucid, când eram gata să-mi pun capăt zilelor, când spuneam că nu mai este nicio speranță, când eram frânt în inima mea, cineva mi-a dat curaj, cineva mi-a spus Dumnezeu te iubește, Dumnezeu îți dă viață. Și acum vrea să repare greșeala. Și Iosif este scos de acolo. Vine nu numai cu descoperirea, nu numai cu tălcuirea, nu numai cu traducerea visului, dar vine cu soluția practică, concretă, reală. Și salvează nu doar o națiune, zeci de națiuni. Sunt salvate de la șapte ani de criză, de foamete. Și Iosif este înălțat. Pentru că Iosif este un model de un adolescent care și-a păstrat integritatea din copilărie, din adolescență, a rămas credincios, a rămas integru, dedicat lui Dumnezeu. Dar, din păcate, avem. Și două modele negative, adolescenți mai puțin buni. Fiul risipitor, povestea pe care o cunoaște fiecare tânăr, fiecare adolescent și, din păcate, povestea pe care o trăiesc cei mai mulți adolescenți. Pentru că vor libertate. Vor să plece de la mama și de la tata de acasă, pentru că regulile astea sunt absurde, n-au nicio logică. Pentru că el vrea să doarmă cât vrea, el vrea să mănânce cât vrea și cum vrea și ce vrea, el vrea să se joace ce vrea, el vrea să facă ce vrea el cu viața lui. Și acasă la tata prea multe reguli, prea multe norme, prea multe legi care nu au nicio treabă cu viitorul lui. Matematica nu-i bună, geografia la ce trebuie, chimia e o absurditate și toate par că nu sunt utile pentru viață. Și acesta este adolescentul, fiul rispitor, adolescentul rebel care vrea autonomie, libertate, independență și ajunge să fie liber. Liber să mănânce roscove. Liber să stea în mirosul de porci. Liber să fie abandonat de prieteni. Liber să moară de foame. Liber să-și dorească să mănânce niște roscove, dar nu îi le dă nimeni. Liber să fie singur, abandonat de toți. Asta e libertatea. Și într-o zi și-a revenit. Și-a dat seama, criza aceasta prin care a trecut, care l-a afectat, este o criză atât, atât de profundă. Dar închei cu ultimul caz, pe care fiecare poate băiat îl cunoaște, pentru că e vorba de un adolescent care avea și el visul lui, așa cum la au majoritatea băieților, să aibă mușchi mari, să fie puternic, să fie cel mai puternic, să arate el ce poate, ce capacități, ce abilități are. Samson a fost cel mai puternic om din lume. O putere extraordinară. Cel mai viteaz, cel mai neînfricat, cel mai curajos. Și cu toate astea a fost înfrânt, pentru că n-a reușit să depășească aceste crize. Criza identității. Mama lui a spus, Samson, nici nu te-ai născut tu, a venit un înger de la Dumnezeu, mi-a vorbit despre tine, mi-a spus, pruncul care se naște va fi sfânt, nu trebuie nici să mănânci ceva necurat, nici să bei vin, nici trebuie să te păstrezi curată și să ai grijă el să fie sfânt, el este nazireu, închinatul lui Dumnezeu, n-are voie să se atingă de ceva mort. N-are voie să mănânce necurat, trebuie să fie foarte strict, trebuie să păstreze regulile foarte strict. Dar Samson nu face absolut nimic, parcă le face pe dos. Nu ține cont de cetățenia ebraică. El s-a născut cu un scop. Dumnezeu când l-a trimis în lume pe Samson, înainte să se nască el, Dumnezeu deja i-a definit clar scopul. Băiatul care se va naște va izbăvi pe Israel din mâna filistenilor. Și el s-a născut pentru asta. Dar ce păcat! Samson nu votează cu asta, Samson nu e de acord, pentru că el vrea să fie prieten cu filistenii. La filistenii cum pahar se râde bine. La filistenii te poți distra. La filistenii ești liber să faci ce vrei, cu filistenile, filistenicele, poți să faci ce vrei. Și din cel care trebuia să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor, ajunge prietenul filistenilor, ajunge să-și petreacă tinerețea la filisteni, să se distreze cot la cot cu ei. Pentru că asta a însemnat criza adolescenței pentru Samson, băiatul care n-a înțeles scopul vieții lui, n-a înțeles identitatea lui, n am înțeles statutul lui de nazireu, poziția lui de judecător, dintr-un mare izb izbăvitor care trebuia să fie. A ajuns un, un ratat, un nimeni. Păcatul l-a dus la râșniță. Păcatul i-a scos ochii. Păcatul i-a anihilat orice putere, orice sursă a puterii. A ajuns ca orice alt om, ba mai jos decât orice om. Acum filistenii râdeau de el. Acum filistenii făceau bancuri despre el. Acum filistenii se închinau Dumnezeului lor spunând mulțumim că ne l-ai dat pe, fili... pe acest evreu în mâinile noastre și noi încă suntem stăpâni aici în Palestina. Pentru că n-a înțeles identitatea lui. N-a înțeles să stăpânească emoțiile. N-a înțeles să depășească criza aceasta a plăcerii. N-a înțeles criza spiritualității n înțeles că lui Dumnezeu îi plac oamenii integri, oamenii serioși, oamenii neprihăniți. De deci aceea astăzi vreau să spun, iubit tânăr, iubit adolescent, sunt factori care influențează aceste crize ale adolescenței. Și doi din acești factori sunt extrem de clari. Anturajul. Foarte, foarte mult contează anturajul tău. Bătrânii aveau o vorbă, spunem cu cine te însoțești, ca să-ți spun cine ești. Nu contează că tu nu ești încă cum sunt ei. Nu contează că tu ești puțin diferit de ei. Anturajul acela, păcătos, malefic, rău, îți va face rău, te va afecta. Pentru că totul va fi făcut prin optica prietenilor. Gașca va decide ce faci, cum să te îmbraci, cum să te porți, cum să vorbești. Încet, încet te vor modela după chipul și asemănarea lor. Anturajul este extrem de important în perioada aceasta. De aceea noi vrem să vă adunăm aici, să aveți un anturaj bun, să vedeți printre voi tineri care îl laudă pe Dumnezeu, să vedeți printre voi tineri care îl slujesc pe Dumnezeu, tineri care se tem de Dumnezeu să vedeți că există tineri care văd și altfel lucrurile că nu sunt toți chiar cum vi se pare sau cum vi se spune că da, Dumnezeu mai are și în generația aceasta și în 2023 Dumnezeu mai are încă tineri integri mai sunt încă tineri care se tem de Dumnezeu mai sunt încă fete fecioare virgine, mai sunt știu că toți zic nu mai sunt sunt. Și vreau să vedeți reperele, și vreau să vedeți modelele biblice, și vreau să, să puteți vedea și să puteți face parte dintr-un anturaj plăcut, dintr-un grup care se adună să laude pe Dumnezeu. Care se adună în proiecte misionare, care se adună în proiecte sociale, care se adună în a face ceva bun societății, ceva care poate să dea sens existenței lor, ceva care să, să dea sens identității pe care o ai. Angajamentele. Și acesta este un factor deosebit. Ce înseamnă asta? Scurt, simplu, Daniel s-a hotărât să nu se sporce. Nimeni nu te va obliga. Nici măcar Dumnezeu nu te va obliga. Tot ce faci în viața asta, faci prin propria decizie, prin liberul consimțământ. Tu singur te angajezi, intri într-un angajament, te angajezi, decizi ce vrei să faci cu viața ta. Și noi în seara aceasta suntem aici să spunem ce bine ar fi. Se uită cerul, se uită Dumnezeu, cel care ți-a dat o identitate, care a profilat un, un, un scop pentru viața ta și are așteptări de la tine. Se uită, oare nu este seara, oare nu este evenimentul la care și tu să vii în față, și tu să te angajezi, și tu să iei o decizie precum Daniel, pentru că neprihănirea nu vine la întâmplare. Cu muzica nu poate veni la întâmplare. Orice lucru serios și bun nu e la întâmplare. Trebuie în primul rând angajament, trebuie întâi să te decizi, trebuie să te hotărăști. Și cea mai mare decizie și cea mai bună decizie pe care o poate lua un tânăr este să aleagă să slujească pe Dumnezeu. Este să aleagă să-și decidă, să-și decidă soarta să o pună în mâna lui Dumnezeu, să decide să-și dedice viața lui Dumnezeu. Asta e cea mai mare decizie, e cea mai măreață decizie, este cea mai importantă, este cea mai bună, este cea mai frumoasă. Singura decizie pe care nu o vei regreta niciodată, nici în viața asta, dar mai ales în veșnicie. Multe decizii le veți regreta într-o zi. Vă veți șterge de multe ori ochii de lacrimile, dezamăgirilor, frustrărilor. Pentru că ați ales greșit, pentru că v-ați angajat greșit. Dar astăzi puteți sta aici cercetați de Duhul lui Dumnezeu să spun, Doamne, vreau să mă angajez la ceva bun. Vreau să mă implic într-un proiect serios, vreau să dedic viața ție, vreau să te slujesc pe tine, vreau să-ți aparțin ție, vreau să... Este cea mai bună decizie. Sunt câteva întrebări majore pe care și le pun adolescenții. Cine sunt? Sunt o persoană normală? Sunt o persoană capabilă? Sunt o persoană iubită? Sunt demn de a fi iubit? Nu știu cum te privesc cei din jur. Însă permite -ți să -ți spun astăzi din partea lui Dumnezeu, Dumnezeu te iubește. Indiferent ce ai făcut până aici, indiferent care este trecutul tău, Indiferent care ți sunt intențiile tale, vreau să spun astăzi clar, Dumnezeu te iubește și Dumnezeu te cheamă și Dumnezeu te așteaptă. Dumnezeu pentru tine pregătește un viitor, o nădejde, o speranță, Dumnezeu pregătește o chemare pentru tine în slujire, în lucrare, El vrea de aici să scoată bărbați destoinici, voi să fiți viitorul bisericii, voi să fiți viitorii păstori, voi să fiți viitorii... Predicatori, cântăreți, slujitori, cei implicați în atâtea și atâtea proiecte, voi puteți fi, aveți energie, aveți timp, aveți libertate, aveți puține piedici, puteți face atâtea lucruri. Și personal, cunosc atâția tineri și sunt înconjurat de tineri care fac atâtea și atâtea lucruri. Și o oh, cât îmi doresc ca în fiecare biserică să existe asta, ca în fiecare familie să fie asta, să poată tinerii să meargă în misiune, să poată tinerii să meargă în casele săracilor, să le ducă o pâine, să se implice în atâtea și atâtea proiecte. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Să depășiți toate aceste crize ale adolescenței! Să aveți mare grijă la factorii care afectează crizele adolescenței, anturajul și angajamentelor. Priviți Samson care și-a arătat viața! A fost un adolescent superficial! O, merge, las că merge, Duhul Domnului peste mine, se juca cu pocăința, se juca cu regulile, nu trebuia să atingă de un mort, el mănâncă mierea din hoitul leului, mănâncă mierea, o duce la părinți, vezi, nu s-a întâmplat nimic, povești. Și își bate joc de viața lui, își bate joc de trupul lui, își bate joc de familia lui. Și sfârșește atât de rău, pentru că este superficial. Uitați-vă la fiul risipitor, atât și-a dorit el, atât de visător a plecat el spre libertate, spre autonomie, spre plăcere, fac ce vreau, în sfârșit. Și unde a sfârșit? Uitați-vă la sfârșitul lor. Pentru că trebuie să fie foarte clar, alege astăzi pe ce cale vrei să mergi. Dar trebuie să știi un lucru foarte clar, că dacă alegi calea ce are, ea, sfârșitul nu poate fi decât rău nu o poți sfârși bine. Nu poți sfârși în raiul lui Dumnezeu. Dacă trăiești o viață în păcat, în fără de lege, trebuie să-ți fie foarte clar că numai dacă alegi calea cea bună, poți să o sfârșești bine, poți să intri în împărăția lui Dumnezeu. Altfel, indiferent care e religia ta, indiferent ce cred oamenii despre tine, Indiferent de realizările din viața ta, alege astăzi cărarea cea bună. Cum își va ține tânărul curată cărarea? Alege astăzi o cărare curată. Uită-te spre Iosif, un adolescent care s-a păstrat integru și prin care Dumnezeu a salvat zeci de națiuni. Uită-te spre Daniel, un om integru. A ajuns până la adânci bătrânețe, cinci împărați. Pentru cinci împărați a fost sfetnic, consilier, ministru, în poziții cheie ale statului, pentru că a fost un om integru, cu un profil moral, serios. Uită-te spre acești oameni, uită-te spre viața lor. Și astăzi după poți să iei decizia cum a luat-o Daniel, pentru că dacă Daniel a ajuns la dânși bătrâneți, dacă Daniel a fost izbăvit într-o zi din gura leului, a fost pentru că într-o zi, o zi ca aceasta, s-a hotărât să nu se sporce, s-a hotărât să se pocăiască, s-a hotărât să se sfințească, s-a hotărât să se dedice lui Dumnezeu și a fost decizia cea mai bună din viața lui. Uită-te la modelele biblice. Uită-te spre ele. Și alege astăzi cui vrei să slujești. Și alege astăzi ce vrei să faci cu viața ta.